O delegație a Consiliului Județean Gorj a participat duminică 27 martie 2016 la Chișinău la un marș de amploare care a celebrat 98 de ani de când Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România. Potrivit organizatorilor, peste 50.000 de persoane au fost prezente, printre care și reprezentanți ai diaspora unioniste și invitați din România. A fost o deplasare care mie personal mi-a răscolit sufletul, am avut ocazia să iau contact cu oameni de înalt nivel intelectual din Republica Moldova. Scopul declarat al acestei vizite a fost acela de a stabili principalele detalii ale unei posibile înfrățiri cu raionul Sângerei din Republica Moldova. De altfel, contactele există, am avut întâlniri preliminare, dar în această vizită au fost prezente delegații din mult mai multe județe ale țării. Există un deziderat la nivelul Republicii Moldova, acela ca toate localitățile, toate raioanele din Republică să fie înfrățite cu localități și județe din România, ca un obiectiv care să deschidă sau să bătătorească acea cale spre unire. Asta s-a întâmplat ziua de sâmbătă. Am avut ocazia să participăm la o manifestare organizată de o comună din Republica Moldova, este vorba de Gura Galbenei. Acolo am văzut că românismul încă există, este viu, respiră. Și ne-am bucurat de tot ceea ce am văzut acolo. Ziua de duminică însă a fost una cât se poate de importantă, nu numai pentru delegați, ci pentru întreaga suflare românească de pe toate meridianele, pentru că la Chișinău, la Palatul Național, a avut loc constituirea Sfatului Țării 2, o structură care are menirea de a pune la punct absolut toate elementele necesare realizării unirii Republicii Moldova cu România. Este un deziderat extrem de curajos, nu imposibil de realizat, însă căile sunt destul de greoaie. Tocmai de aceea, mulți oameni de calitate din toate domeniile de activitate, plecând de la academicieni până la oameni simpli, tineri din Republica Moldova, au fost prinși în acest Sfat al Țării 2, care are ca obiectiv unirea Basarabiei cu România până în 2018. Întreaga manifestare s-a desfășurat sub patronajul sabiei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei în perioada 1457-1504.